seara, domnilor și domnilor, vă mulțumesc că ne primiți în casele dumneavoastră. Bine, multe dezvăluiri și informații în premieră în această seară. Fostul premier Victor Ponta alături de noi. Vedem ce se întâmplă și în Ucraina și ce sunt aceste amenințări nucleare care vin din partea generalilor și apropiaților lui Putin. Vedem ce se întâmplă și cu România, pentru că numai departe de săptămâna trecută Secret Service-ul american spunea că două țări ar putea fi lovite de ruși, în ciuda faptul că sunt țări NATO, România și Polonia, ne-ar lovi depozitele, hub-urile de armament pentru Ucraina de pe teritoriile acestor două țări. Vedem că astăzi România se înarmează fix cu niște scuturi antirachetă, cât armament mai trebuie să cumpărăm. La fel de important, doamnelor și domnilor, premierul Ciucă, dar și liderul PSD, pleacă la Bruxelles să negocieze pensiile românilor. În ce constau aceste negocieri, manevre, ce așteptări sunt aici pe plan local? Și vom vorbi și despre propaganda frigului, despre facturi, de ce Europa se duce tot mai în cap și America profită. Vedem astăzi un indicator, dolarul crește fără precedent sau se întărește față de moneda europeană în premieră în ultimii 20 de ani. În România a depășit astăzi și un prag psihologic, 5 lei, adică toată lumea spera să nu ajungă euro 5 lei, a ajuns dolarul. Avem informații și despre vaccinurile achiziționate de țara noastră, e un proces penal aici, dar la fel de important și ce mișcări politice se fac apropo de Palatul Victoria, de Palatul Cotroceni. Bună seara, domnule Ponta! Bună seara, doamna Crețulescu! O mulțime de vești bune, nu? O mulțime de vești bune, dar aș vrea să vă dau pe cea mai bună cu ghilimelele de rigoare. Vine de la domnul Medvedev, un apropiat, un om de casa lui Putin, președinte în mai multe rânduri și premier pe acolo prin Rusia, și domnul Medvedev a spus astăzi cu subiect și predicat că ar putea lovi rușii cu armament nuclear zone importante, să vedem și noi pe ecran dacă se poate. Da, aceasta este declarația lui Medvedev și invocă aici apropiatul lui Putin, inclusiv folosirea armelor nucleare tactice. Ajungem într-o nouă logică, pentru că România este la mai puțin de 1000 de kilometri de Ucraina. Suntem aici, în buză, avem chiar și graniță comună. Cât de mare este pericolul și, de fapt, până unde poate merge această reacție a lui Putin apropo de supărarea că a pierdut niște teritorii importante în ultimele două săptămâni acolo? Pe mine mă întrebați sau vocea oficială? Că dacă mă întrebați pe mine, s-ar putea să dezamăgesc cu răspunsul. Păi, eu cred că nu există absolut niciun pericol pentru România. România nu va fi lovită niciun fel, slavă Domnului. Și poveștile astea cu România care urmează să fie atacată sunt doar ca să cumpărăm mai multe arme. Ca să vă spun direct, cât trebuie să cumpărăm? Fără număr. Din moment ce avem atât de mulți bani, e păcat să nu-i folosim. Am văzut că precizați și dumneavoastră despre un sistem antirachetă care, care este funcțional doar în Israel, pentru că se aplică celor că știți că acolo au Gaza și au alte zone de unde din 10 km, 20-30 de km. Nu ne atacă nimeni de la 20, adică de la Ștefănești sau de la Voluntari, nu o să dea nimeni cu rachete în România. Nu știu pentru ce îl cumpărăm, dar să-l cumpărăm. Deci eu nu cred că România sau nicio țară NATO, Polonia, România nu va fi atacată de Rusia. Cred în schimb că escaladarea aceasta va duce într-adevăr la o prelungire a războiului în Ucraina, la mai multe victime de ambele părți și că implicit noi toți ceilalți vom suferi consecințele economice, sociale. Asta da, va fi din ce în ce mai rău. Iar eu vreau să încep cu o dezvăluire, cu o știre, dar mă rog, mi-ați stricat dezvăluirea. Adică, n-am văzut nicăieri faptul că dolarul e mai mult de 5 lei, că nu interesează pe nimeni. Eu m-am uitat, pot să dau, nu vă supărați, că m-am uitat din greșeală pe Hot News și primele 7 știri erau despre Ucraina. M-am gândit că m-am intrat pe Hot News Ucraina. Nu era știrea că a trecut de 5 lei. Să nu vă supărați, dar pe mine și pe oamenii cu care m-am întâlnit eu astăzi, îi interesa foarte tare, domne, 5 lei se oprește. A doua știre, iarăși dezvăluire secretă, că n-am văzut-o decât, nu mai știu, cred că pe Ziarul Financiar. România anul ăsta va avea un deficit comercial de 30 de miliarde de euro. Adică ne ies din țară, pleacă din țara noastră,
30 de miliarde de euro. Am înțeles că ne dă Uniunea Europeană vreo 3-4. Dar restul de unde sunt? Din împrumuturi. Am văzut astăzi, din nou nu vreau să fiu critic și greșesc și îmi cer scuze dinainte, că cel mai mare contract de achiziții de mașini pentru poliția română se face din afara României, deși avem în România două fabrici mari de mașini, nu? Eu am umblat ca fraierul, ca să vă spun cinstit, am umblat ca fraierul cât am fost prim-ministru, cu Duster, că m-am gândit, bă, nu se poate, sunt prim-ministru României, salariul meu mi-l încasez din taxele plătite de cei care produc în România. Am mers cu Dusterul. Domnul Iohannis, de 10 ori mai deștept decât mine, mergea cu BMW. Acum însă mă gândesc, fără să fac nicio altă legătură, dacă putem să cumpărăm ceva ce nu se producă în România, nu știu, telefoane mobile, că le-aș cumpărea pe astea. Dacă noi 30 de miliarde de euro dăm în afara țării pentru mere, adică din Polonia... Adică domnul Bode, pe care liberalii îl văd viitorul președinte al PNL-ului după domnul Ciucă, cumpără din străinătate? Adică n-are și el așa un sentiment românesc? Poate că e o informație greșită. Cum? Că poliția nu va cumpăra mașini produse în România. Acum ce să zic? Și eu, dacă aș fi polițist, eu aș vrea să-mi iau Ferrari sau Lamborghini. Nu despre asta e vorba. E vorba, eu pun în contextul mare. Înțeleg că nu avem bani de nimic, nici de pensii, de nimic, dar vă că avem de mașini. Eu pun în contextul în care... Nu, trebuie mașini la poliție. Întotdeauna absolut, trebuie. Da. Trebuie salvări noi, trebuie mașini de pompieri. Dacă nu Ferrari, sigur. Dar dacă noi cumpărăm mereu ce produc alții, și să știți că e valabil la parizerul românesc, că dacă parizerul românesc îi punem fabricii de parizer sau de salam, îl punem să cumpere megavatul și gazul de pe piața liberă, o să fie de două mai scump decât ăla din Bulgaria sau Ungaria. Și atunci o să zic, doamne, îmi pare rău, nu pot. Astea sunt de fapt probleme. Dar sigur, mă iertați că v-am să revenim la rachete, Ucraina și la singurul lucru care interesează pe români. Da, nu știu dacă e bine că ne interesează, e prost e că bine, ne interesează. Aș vrea bine să vă arăt imaginile de ieri de la Moscova, din Sankt Petersburg, unde oamenii au ieșit pe stradă, au fost primele mobilizări dintre cei arestați și de aceea vreau să-l salut și pe generalul Virgil Bălăceanu. Bună seara, domnule general! Bună seara! Și pe dumneavoastră să vă întreb așa tehnic, ce e cu rachetele, mă iertați, cu acest armament nuclear tactic pe care rușii spun că îl vor folosi, de exemplu, inclusiv pentru a apăra zona Zaporojie, unde e dita mai centrala nucleară? Câteva considerații. Înzestrarea armatei României nu este determinată de această amenințare, cum se comentează. Înzestrarea armatei României este o necesitate. Impusă de cine? Dacă nu vom ști să cheltuim pentru înzestrare, pentru pregătirea armatei, pentru pregătirea rezervei, atenție, pregătirea rezervei, războiul din Ucraina demonstrează că un război clasic care e prezent în Europa și nu știm dacă îl îndepărtăm în totalitate, presupune prezența forțelor active și a rezerviștilor. Presupune, cum a presupus în cadrul Ucrainei, mobilizarea generală. Războiul de apărare al Ucrainei îl duc forțele active alături de rezerviști. A impus o asemenea măsură în cazul Federației Ruse. Neavând succes cu forțele active, trebuie să apeleze la rezerviști prin mobilizare parțială, pentru a crește cantitatea de forțe și mijloace, pentru a constitui o grupare de forțe, astfel încât scopurile politico-militare ale invaziei să se realizeze, și anume apărarea regiunilor cucerite și cucerirea Donețcului prin înfrângerea apărării ucrainene din punga Donbasului. Dar nu ne-a spus ce cu armele astea nucleare tactice, domnul general? Care deocamdată nu are legătură cu folosirea armei nucleare tactice. În continuare, războiul se va duce în sud-estul Ucrainei și în Ucraina și în continuare acțiunile de luptă vor fi de tip clasic cu armamentele convenționale pe care deja le știm. Problematica armei nucleare tactice apare în momentul în care teritoriile invadate și ocupate ar fi anexate.
Discursul lui Putin a subliniat faptul că în cazul încălcării integrității teritoriale a Federației Ruse vor fi folosite toate mijloacele. Da, da, asta toate vă rugam pe dumneavoastră și v-am spus atunci când v-am rugat să interveniți în direct. Să explicați omului ce e arma nucleară tactică, adică face bum ca aia de la Hiroshima? Este o armă nucleară cu o putere mai mică, care este folosită împotriva unor ținte militare, care are efecte destructive asemănătoare armei nucleare, dar nu are consecințele armei nucleare strategice, care înseamnă autodistrugere. O armă nucleară tactică este folosită în situațiile critice de pierdere a apărării sau în situația în care ofensiva nu reușește pe anumite direcții. Armele nucleare tactice pot să fie și mine nucleare, pot și să fie România și proiectile de artilerie. La câteva sute de kilometri de zona ocupată de arma ruși. Nucleară tactică, dacă luăm un asemenea scenariu, dar nu sunt condițiile care să necesite folosirea armei nucleare tactice, vor fi folosite în Ucraina. Vor fi asta spun, și apropierea noastră teritoriilor de care vorbeam mai devreme, acestea însemnând regiunile Herson, Zaporojie, Donetsk și Luhansk. Păi să și de acolo, aceste radiații pot ajunge în România sau nu pot ajunge? Că asta nu, vă zic eu, nu. Eu nu sunt general, dar vă zic eu că nu. Armele nucleare tactice nu privesc România. Acum, dați-mi voi să fac comentariu cu tot respectul pentru lumea asta general. Se întreabă, adică era legitim ca cineva să ne spună, da. Clemenceau a zis ceva, a zis, domnule, război, o chestie atât de importantă încât nu poate fi făcut de către generali. Domnul Absolut. General a vorbit, eu am auzit discursul ăsta de 1000 de ori, rezerviștii sau nu știu ce, nu sunt de acord. Eu am alocat bani, domnul general i-a cheltuit banii pe care am alocat eu. Corect. Pentru F-16, pentru tehnologie, pentru ce înseamnă război în secolul 21. Nu e adevărat că războiul câștigă ucrainienii, îi bat pe ruși. Dar nu îi bat doar cu soldații, îi bat cu tehnologia occidentală, care și-a dovedit încă o dată Absolut. Superioritatea asupra tehnologiei rusești. Asta cu rezerviștii, cu armata poporului pe care o ridica Ștefan cel Mare din Răzești și din nu știu ce, Doamne ferește! Noi ce am învățat după Ucraina este că suntem în NATO, că suntem de partea care are tehnologia cea mai avansată și că americanii, germanii, francezii, românii, fără să trimită niciun soldat acolo pe front, practic îi ajută pe ucraineni prin tehnologie să... Dar să spui că România e sub pericol, nu e adevărat. Nu va fi atacată nicio țară NATO. Rusia nu e în stare să bată Ucraina. Cum se bată cu NATO? Evident că trebuie să investim în tehnologie și în ceea ce s-a dovedit eficient, că tancurile rusești nu mai sunt bune. E, noi tocmai că mai cumpărăm niște tancuri și niște lucruri care nu mai se folosesc. Dar asta e o altă discuție. Ce este important este următorul lucru. Acest război va continua mult timp de acum încolo. Din păcate. Din păcate pentru ucrainieni, din păcate pentru ruși. Mi se pare absolut normal că rușii protestează, că nu vor să-i trimită Putin pe front. Au dreptate. Dar pentru noi toți. Și trebuie să ne adaptăm din punct de vedere economic la această realitate. Văd că există încă, eu am dat și niște știri bune care nu se publică, că totul e cu război și cu alt. Am văzut că președintele Turciei a reușit și a negociat și s-au eliberat niște prizonieri. Au făcut schimb de prizonieri rușii cu ucrainienii. Absolut, a fost o premieră, da. Prințul moștenitor al Arabiei Saudite a eliberat niște engleși și americani. Probabil că Putin are nevoie de el și a zis, bă, dă-mi mie să arăt că... Adică am văzut că președintele Macron și cancelarul Scholz se duc la Beijing pentru întâlnirea cu președintele Chinei. Zic, într-un fel mi-a revenit puțin mintea că dacă i-a scurs numai pe ăștia cu hai la război, la război, zic, bă, la război până murim toți, ce aveți? Mințile luminate sunt alea care fac pace, nu alea care fac război. Dar nu-mi place de Putin și nu-l înțeleg ce a făcut cu război. Sau... Dar și în partea asta altă avem vreo mie de mici Putin care, băi, numai război visează. Stai-mă puțin. Absolut, dar după ce au ieșit mulți ruși aseară... Pe bună dreptate, că nu vor să-i... care e în opinia noastră posibilitatea de schimbare a lui Putin? Adică e doar așa o chestie aspirațională? Eu tot spun părerea că Rusia, în urma acestui război, care este un eșec, în mod evident, am înțeles că au luat Mariupol, că... dar e un eșec, e un dezastru pentru Rusia, mare armată, se... devine în acest moment un fel de anexă politică
a Chinei, pentru că China are acum la dispoziție cel mai mare rezervor de gaz, de petrol, de păduri, de nichel, de fier, de toate cele. Problema este cum iese Europa din acest război, pe care teoretic îl câștigăm din moment ce ajutăm Ucraina, dar când văd că nu doar leu a scăzut față de dolar, și euro se prăbușește față de dolar. Și vreau să explic... Cea mai puternică prăbușire din ultimii 20 de ani. Că, pentru că oamenii nu înțeleg de ce. De ce? În primul rând, pentru că toată lumea spune, domne, prețul energiei nu se mai discută în euro, se discută numai în dolari, voi ăștia cu euro sunteți praf, nu avem încredere în voi. Practic ne-a scos, nu pe noi, pe români, că nu s-a cumpărat niciodată energia în lei. Dar în euro se cumpăra. Și al doilea lucru, pentru că Rezerva Federală, cum ar fi Banca Centrală, un fel de Bancă Centrală a Statelor Unite, a mărit dobânzile. Motiv pentru care toată lumea zice, numai să ne ținem bani în dolari, că primim dobânzi mai mari, decât să-i ținem în euro unde nu ne dă nimeni nicio dobândă și și pierdem prin inflația asta uriașă. Eu asta încerc să spun, dar sigur, vorbesc așa în pustiu. Unde se îndreaptă lucrurile spre un război lung în care Ucraina și Rusia își vor distruge în continuare foarte mulți oameni, și, dar în care din punct de vedere economic lucrurile se vor reseta. Și când eu aud, domnul președinte, ne-a zis că e totul bine în România. Domnule, nu e bine, este 22 septembrie. Pe 1 octombrie, pentru toate firmele care mai produc ceva în România, se opresc contractele de energie electrică și de gaz și sunt trimiși, domnule, luați de pe piață. Ceea ce e groaznic, să ai fabrica ta și să nu știi dacă pe 1 octombrie ai energie electrică și la ce preț, cum poți să-ți faci un business plan, cum poți să chemi muncitorii la lucru, cum poți să vinzi. Am înțeles, cumpărăm totul din străinătate. Și cât o să ne mai țină chestia asta? Da, da, și străinătatea asta europeană moare, mă uitam. Presa sigur. Germană e plină în ultimele 3-4 zile de mici business-uri de sute de ani acolo, de la brutării, spălătorii, sticlării. Care se închid. În Anglia 70% se închid la prețurile energiei, se închid. Dar vedeți că Germania ieri a naționalizat practic, nu se spune așa, dar a cumpărat cu bani de la buget cea mai mare companie de distribuție de gaz din Germania, vreo 30 de miliarde. Care le dăduseră acestor mici întreprinzători prețuri cu 1200% mai mari ca anul trecut. Da. De aceea a venit factura aceea de 330.000 de euro pentru un brutar. Știți cum se spune? Germania are o sânză, e grasă, e puternică, acum e la cură de slăbire, mai are de unde. Dar noi ăștia amăriții din Est, noi oricum suntem piele și os, mai puțin sigur unii, dar majoritatea. De unde să plătești? Că o să fie, domnul... 4-5 lei, kilovatul, acum, în România. Domnul Ciucă zice, domnule, o să fie curent electric și gaz pentru populație. Și are dreptate, o să fie. La ce preț o să fie? 4-5 lei, vă spun eu, și mai puțin doi, hidroelectrică. Și doi, am înțeles că acasă o să fie cald dacă am bani să-mi plătesc. Dar la mine la fabrică mai stă fabrica deschisă la 4500 de lei megavatul? Nu, că patronul zice, domnule, sunteți nebun, n-am cum să produc la banii ăștia. De fapt, bun, ne angajăm toți la stat, că am văzut că se mai fac niște funcții de secretar de stat, de președinți, de vicepreședinți, se eliberează acum tot felul de funcții la stat. Dar nu poate să trăiască țara, o spun eu, social-democrat. Nu poate să trăiască țara când toată lumea lucrează la stat. Da, cetățeanul cumva trăi, pentru că nu știu dacă ați remarcat, în ultima ordonanță a guvernului au scos cam 2 milioane de abonați casnici din logica asta a compensării plafonării, adică să-și ia și ei kilovatul cu 4-5 lei și au facturile alea de 20 de milioane, de 30 de milioane. Pe cât de bogat să fii în România... A recunoscut ieri PSD-ul că a fost o greșeală. Păi n-au zis ei că îmbunătățesc situația? După 3 săptămâni recunosc greșeala. Vă referiți la ordonanță? Da, ordonanța. Ordonanța e o aberație, e ceva inaplicabil. Dar nimeni nu știe... Știți pentru ce că ne raportam la consumul de anul trecut. Nimeni nu știe, de fapt, cine a adus ordonanța aia, că s-a moșit 3 zile. Exact. Și domnul Ciucă n-a adus-o, domnul Popescu n-a adus-o, PSD-ul n-a adus-o. Dom'le, dar cine a venit totuși cu ordonanța? Rușii ar fi adus-o. Cum? Rușii. Putin ne-a dat ordonanța aia, ne-a dat-o, ne-a scris-o cu mâna lui. Evident că avea o mare problemă ordonanța, și anume este inaplicabilă. Să dai legi care nu se pot aplica înseamnă să munca în zadar. La abonați nu s-a aplicat, că la voi în facturile alea enorme. Adică la ei s-a aplicat, i-a omorât pe toți. Deci toate lucrurile astea de fapt se reduc la, ok, am înțeles, îi bat ucrainienii pe ruși, părerea mea că îi bat datorită sprijinului tehnologic, informațional, logistic al țărilor NATO. Ca singur nu rezistau, era absolut normal.
Foarte bine. Ăsta e un lucru bun pentru noi. Pentru România înseamnă că nu ne poate ataca nimeni. Să nu mai propagăm chestia asta, stăm toți ascunși în beciuri că ne atacă Putin. Nu ne atacă, că suntem în NATO și suntem cu cei puternici, care au tehnologie și armament. Dar mai departe, ce facem cu kilovatul, ce facem cu metru cub, ce facem cu producția din România? Aia nu discută nimeni niciodată și mi se pare așa, de multe ori, bă, m-am trezit eu singur să vorbesc pe aici, de, oare de discutăm ce? De 3 săptămâni aici, invit și, toate și partidele și nu se întâmplă nimic. Ați primit vreun răspuns? Nu. Bun. Știți? În fine, ieri a recunoscut PSD-ul, da, dumneavoastră, de data asta a fost o greșeală. Păi, ok. Și, am, și o reparăm în Parlament. O reparăm în Parlament, nu știm când, nu știu cum. Trimit-o ca lege, de ce ai făcut o ordonanță? Până și domnul Ciucă, care nu-i foarte familiarizat, a zis, zice, dom'le, vom lua decizii la momentul dezbaterii în Parlament. Pe mine, recunosc acum că m-a bușit râsul că, domnul Ciucă, dumneavoastră ați dat o ordonanță, n-ați făcut un proiect de lege, că mai făceam și eu așa, dom'le, un proiect de lege să vedem în Parlament. Dar dacă dai ordonanță, ordonanța se aplică de acum, e lege de când ai dat-o. Așa, au omorât 2 milioane de casnici. Dar domnul Ciucă vorbea despre ordonanță de parcă era proiect de lege. Că nu-i Consiliul European și Consiliul Europei sau invers, nu mai vorbim de lucrurile astea. Doamne ferește să fi fost vreun PSD-ist să fi făcut greșeala asta, că îl terminau. Dar nu cred că asta e important, sincer. Dar faptul că nu știi că ai dat o ordonanță care teoretic se aplică de la data publicării Monitor Oficial, să zici, o discutăm în Parlament. Mă, pe 1 octombrie, firmele alea amărâte care mai sunt prin România, pe care le impozitezi tu mai mult de la 1 ianuarie, nu mai au contract cu distribuitorul pe energie și pe gaze. Au primit răspuns. Din cauza ordonanței aia greșită, exact, suntem în imposibilitatea să semnăm contracte. Ceea ce e o nebunie, vă spun sincer. Dar nu se vor închide toate, poate să ține. Sau majoritatea firmelor, sau intra în blackout, sau nu știu ce fac. Nu, adevăr, nu poți să ții nici, nu vorbesc de firme mari cu producție. Vorbești de un restaurant, dacă îți vine nota la restaurant, ce faci, dublezi mâncarea? Că omul zice, dom'le, nu mai vin să mai mănânc la tine, că mi-ai făcut șnițelul dublu. Păi da, dar știi că pe mine mă costă curentul, nu mai vorbesc că salariul trebuie să crească, că inflație, nu mai poți să-i dai angajatului 2000 de lei, trebuie să-i dai 3, 4, 5. Dar în primul rând, dacă îi vine factura acum să încălzească, că nu mai stăm pe terasă să bem suc, nu? O să zic că, domnule, o închid și cu asta basta. La pâine, la o să fie mai rău ca în pandemie? Nu știu cât atunci vor reuși să țină. România din s-a împrumutat, deci aproape că da, și-a dublat în cifra absolută datoria acum publică. E mai, acum, în primul rând, dobânzile sunt mai mari. Am înțeles astăzi s-au împrumutat la euro cu 7%, euro fiind o monedă slabă deja. Dacă era dolarul, să zic 7%, dar la euro, monedă slabă, e rău 7%. Și deficitul comercial, adică între ce exportăm noi, mașinile pe care le producem noi la Dacia și la Ford, și ce importăm, e 30 de miliarde de euro. 30 de miliarde de euro, ce să vă spun, e jumătate din bugetul României. Cum să face? Ca și când eu câștig, eu cu familia mea câștigăm 1000 de lei pe lună și cheltuim 1500 în fiecare lună. La un moment dat se întâmplă ceva, nu? Zic și eu așa, matematic, că nu poate să meargă. Nu poți să cheltui 1500 când tu ai 1000. Și care e momentul acela în care lumea va înțelege că se întâmplă ceva? Eu aici nu vreau să fiu într-un scenarii, dar din punct de vedere politic am mai văzut chestia asta. Eu cred că anul viitor, când trebuie făcut schimbarea aia cu PSD-ul? În martie, nu știu ceva. Aprilie, primul, mă rog. O să preia domnul Ciolacu funcția de prim-ministru. Era normal să preia de la început, că așa e. Partidul mai mare preia funcția. Dar mă rog, la noi nu e nimic normal. Și deodată o să constatați că se umple piața Victoriei, că au crescut prețurile, că începe lupta anticorupție, că... Da, că noi o să ducem la fel de prost, adică... Păi, da, atunci o să aflați că e din cauza PSD-ului. De ce e rău? Spuneți că e doar și o mișcare politică. Și PSD-ul acum zice că e din cauza PNL-ului, dar în final nu se rezolvă problema. Da. Fără o gândire economică, mai e o problemă nerezolvată, cea legată de pensii, doamnelor și domnilor. De altfel, pensionarii spun că sunt trișați, pur și simplu, în această țară, dar domnii Ciucă și Ciolacu au hotărât să meargă la Bruxelles, să renegocieze PNRR-ul, acel procent de 9.4 din PIB pentru pensii normale, contributive și speciale. Dar ce să vezi, că și fără renegociere ar fi loc de majorare. Colegul meu ne dă chiar acum detalii. Bun găsit!
Bun găsit tuturor. În perioada imediat următoare, liderii coaliției vor merge la Bruxelles pentru a renegocia Planul Național de Redresare și Reziliență. A fost făcut anunțul chiar de către președintele PSD, Marcel Ciolacu, care va merge împreună cu premierul Nicolae Ciucă pentru a renegocia în principal procentul privind cheltuielile cu pensiile, care este de 9,4%, așa a fost asumat cu Comisia Europeană. Însă, potrivit informațiilor România TV, în momentul de față, cheltuielile cu pensiile contributive, dar și cu pensiile speciale, este de aproximativ 9,5% din produsul intern brut, adică nu a fost atins acest prag de 9,4%. Asta ar însemna că de la 1 ianuarie 2023, guvernanții ar putea aplica o majorare chiar de 20% pentru a îndeplini acest procent de 9,4%. Vom vedea exact cum vor negocia liderii la Bruxelles și care vor fi totuși concluziile după acele întâlniri. Mulțumesc mult, Madalin Puiu, deci doamna matematica nu minte. Stați, că suntem atât de bătrâni amândoi în chestia asta cu pensiile. Eu asta n-am mai auzit-o până acum, că nu mă lasă Bruxelles-ul să mă respecte. Ați mai auzit-o? Sincer, haideți că... Dar și dacă nu-i lasă, tot au loc. Că au, păi, o pun 4 până la 9, pun 4. Ia-le că nu-ți face nimic Bruxelles-ul. Care Bruxelles? Bruxelles-ul e la Kiev, doamna Ursula e la Kiev, n-are ea treabă cu pensiile din urmă. Mărește-le, problema în continuare, că o vorbim și cât am fost prim-ministru și în opoziție, nu e asta problema. Problema este că acum inflația de reală, peste 20%, și dacă le mărești cu 20%, de fapt acoperi un pic din ce au pierdut oamenii. Dar ne întoarcem la problema de bază. Nu poți să-i dai celui care are 10.000 de lei pensie 20%, că face 12.000 de lei, și celui care are 1.000 de lei pensie 20%, că face 1.200 de lei. Adică ăla care are nevoie ia 200 de lei și ăla care n-are așa mare nevoie ia 2.000 de lei. De fapt, aici ai... Aici, Ar trebui, în opinia noastră, mărită... Eu, sincer, aici speram că PSD-ul... Și am avut ocazia, am discutat cu domnul ministru Budăi, cu domnul Cioa. A zis, bă, ăsta e momentul. Majoritatea absolută, liberalii să tacă din gură, că n-au ce să spună la chestia asta. Inversați povestea asta cu procentajul din cât are. Că procentaj din cât are, la pisica grasă îi dai mai mult și la pisica slabă îi dai mai puțin. Nu, invers trebuie să faci la pensii. În rest, sigur, în piața liberă, economie, acolo, firma mai mare, că e mai puternică. Dar la pensionari poți să-i... Toți au muncit, toți au contribuit. În realitate, cam la fel dar au contribuit. Dar de ce nu le spune oamenilor? Pentru că de o lună asistăm la următorul dialog. PSD-ul zice 10% și mai mult, a venit Rareș Bogdan cu 16% și Ciucă 16% zice... De ce? Impozitul pe profit? Sau de ce a zis 16%? Ciucă a zis, uitați majorările, că nu știm dacă avem bani. Adică, pe cine să creadă oamenii ăștia? Eu nu cred că știu cu adevărat ce bani au. Dar, unu, nu e că nu te lasă Comisia Europeană. Ia și mărește pensiile că nu o să-ți facă nimic Comisia Europeană. Doi, am dovedit prin ce am pățit eu pe pielea mea și ce am făcut. Doamne, banii dați la pensionari sunt bani care se întorc pe loc în economia românească. În sensul că își plătesc factura la energie și la apă și la curent, se duc și își iau medicamente și iau de mâncare. Asta fac pensionarii cu banii. Nu-i trimit în Elveția, nu-și fac vacanțe în Dubai, nu-și au case la Paris sau în Spania pensionarii. Deci banii pe care dai, ți se întorc înapoi. Ori la producătorul român, ori la stat, că e TVA, impoziția și așa mai departe. Ăia-s de fapt bani prin care tu îi bagi înapoi în economie. Nu aia e problema. Problema când dai bani în afara țării, aia e problema. Păi și atunci de ce nu le dau? Unii vorbesc chiar de o încercare de exterminarea pensionarului, adică... Nu, cred că e exagerare, nu că vrea cineva, dar cred că nu e o gândire, nu e o minte limpede. O spun din nou și nu-i, în niciun caz nu e o critică sau o apărare. Domnul Ciucă este un militar extraordinar de bun. N-are de unde să știe partea economică și încearcă probabil să o învețe, dar n-ai cum să o înveți, că nu e... Eu nu știu care e gândirea economică. Dom'le, care sunt obiectivele economice ale României? Vrem să construim, vrem să dezvoltăm, vrem să plătim, vrem să investim. În continuare e o chestie așa, hai să mai dăm și acolo un pic, hai să mai facem și acolo, hai să vedem cine strigă mai tare. Astăzi am văzut toată ziua, au pierdut timpul cu salariile la parlamentari. Evident că e o temă nepopulară. Și, da, stați evident puțin că e vorba de câteva sute de mii de oameni, nu de 500 de oameni. Că ar fi ok să fie doar parlamentari. Bun. Nu, ar fi ok, în general, să spui în zona publică, dom'le, cei cu salarii mari mai stați pe loc, cei cu salarii mici le mai ridicăm.
La fel și la partea de pensii. În rest, în privat, domne, vrei să faci bani mulți, te duci în privat, ești competitiv, te scoli dimineața, te împrumuți, îți amanetezi, îți ipotechezi casa, ok, așa da. Altfel însă în zona publică, fie că e vorba de salarii și de pensii, trebuie să păstrezi niște echilibre între ăla mai amărât și ăla cel mai bogat, domnul președinte Iohannis. Asta cred că poți să faci. Dar mi s-a părut că astăzi iarăși a fost o zi pierdută. Toate discuțiile erau despre salariile la parlamentari, că sunt prea mari, că sunt prea mici, că a zis nu știu care liberal că el vrea să fie bogat și cinstit. În loc a să fost o umilire a pensionarilor, pe dacă pentru ei n-ai bani și ai bani pentru ai tăi, atunci nu mai ai nicio logică la guvernare. E nu o gândire economică și cineva care să explice oamenilor și atunci de asta e neliniștea asta generală. Spuneți că e haos. Avem și un pensionar la telefon, pe doamna Silvia Petre. Bună seara, doamna Petre. Domnii Ciolacu și Ciucă vor să meargă până la Bruxelles. Vi se pare pertinent sau pertinentă teza asta că nu ne lasă Comisia Europeană cu cei 9.4% să mărească pensiile? Bună seara dumneavoastră, invitațiilor și telespectatorilor. Doamna Andreea, cred că a spus destul de mult domnul ministru Ponta că situația pentru pensionari nu se dorește. La ora actuală nu există voință politică. Vedeți că au votat împreună legea 127, au promulgat-o, au pus-o în monitorul oficial, n-au respectat-o. Ei pentru pensionari nu respectă nimic. Este genocid, am curaj să spun genocid, la adresa pensionarilor. Deci acum pentru parlamentari, săracii de ei, că au salariile micuțe de tot și nu puteau să se mai mărească. Au putut să găsească bani și pentru primari, și pentru parlamentari, și pentru toată lumea. Pentru pensionari, o lege nu s-a putut aplica. Ce se creadă pensionarul în zi de azi? Că este genocid. Genocid la adresa pensionarilor. Dacă nu ne-a omorât pandemia, ne omoară guvernul. Așa guvern n-a fost niciodată. Mincinos și incapabil. Ăsta e rezultatul. Deci eu în locul lor mi-aș da demisia de rușine să măresc de fiecare dată. Când la justiție, când la parlamentar, când la, dar o lege pusă, votată în parlament nu poate să fie aplicată. Noi, în data de 11 octombrie, toate asociațiile de pensionari din țară vom picheta prefecturile, vom ieși în stradă. Nu se mai poate, nu vom putea rezista. Iarna asta nu vom putea supraviețui. La energie, la gaz, la medicamente, la tot, nu vom putea face față. Deci gândiți-vă că la pensionari sunt de acord. Nici la ora actuală acele nenorocite de vouchere nu sunt încărcate. Deci pentru pensionari nu mai există posibilitate, pentru ei nu sunt bani. Degeaba mințe Bruxelles. Nu Bruxelles trebuie să le dea voie să respecte o lege. Bruxelles știe că nu respectă legea. Nu nimic. Noi suntem în proces, suntem la Înalta Curte de Justiție. Vom ajunge la CEDO. O să întrebăm dacă Bruxelles astfel spune ca să nu respecte legea. Ce face cu noi, cu pensionarii? Am muncit 40 de ani. Ei vând acum tot ce am muncit noi. Nu se gândesc oare că trebuie să supraviețuim? Atâtea zile cât avem, trebuie să ne lasă în pace să supraviețuim. Dacă nu ne-a omorât pandemia, doresc să ne omoară ei? Păi nu se poate ceea ce se întâmplă la ora actuală. Uitați-vă că a ajuns pensionari să se sinucidă, să sară din spitale pe geamuri, să se otrăvească. Nu se poate ce se întâmplă. Nu mai au grijă. Nu-și bat joc de tot, de absolut tot. Pentru noi, pentru pensionari, la ora actuală, ne apucă groaza. Mai bine o să stăm în stradă decât în casă. Nu o să putem să ne permitem nici să ne achităm energia, nu o să putem să facem față la situația care e. Dacă luna martie am avut 1700 de lei gazul la două camere, ce o să fac în iarna asta? Numai groaza asta te duce de nebunești. Nu se poate ceea ce se întâmplă cu noi. Deci, așa cum spune domnul Ponta, sigur că nu poți să mărești toate pensiile la nu știu cât la nesfârșit. Dar trebuie să gândească că un pensionar, dacă are 2000 și un leu, nu mai are niciun ajutor de la nimeni și nimic. Eu vreau să văd, mai calculează vreun parlamentar coșul zilnic? Îl mai interesează situația unui pensionar? Deci pentru noi, pentru pensionari, nu mai există nicio lege, nu mai putem fi deloc sprijiniți, deloc ajutați. Nu mai trebuim, nu mai suntem utili și nu mai trebuim. Sigur, trebuie să ne lichideze. Păi atunci să facă un genocid la adresa pensionarilor, să termine cu ei și gata. Nu mai trebuie să aplice legea, nu mai trebuie să
se ne tot motivează că nu-i lasă Bruxelles-ul. Dar pentru parlamentarii lasă Bruxelles-ul. Dar pentru aia da. Sunt bani. Pentru absolut tot sunt bani. După aia pentru noi nu sunt bani. Mulțumesc, mulțumesc, doamna Silvia Petre. Domnule Ponta, e o revoltă în mod clar. E degeaba. Degeaba, spuneți. Adică, cum trebuie să le răspundem acestor oameni care, în mod justificat, sigur spun că au niște dreptate lucruri? Oamenii, pentru că eu am venit urmari. Nu, și tot mi se pare, când văd cât mi-a venit factura, nu m-am jeluit pe internet ca alții, dar mi se par extrem de mari. Și deja sunt probleme legate de cum, cât plătești la iarnă, cum faci cu școala copiilor, cum faci cu cheltuielile obișnuite, nu cheltuieli de lux. Dar e degeaba, de ce? Pentru că, bun, și te plângi și ce se poate întâmpla. Sincer, nu cred că poate să vină USR-ul înapoi, că au fost săraci și a fost mai rău. George Simion e în opoziție, e cu nunta, e... Și adică dacă oamenii ăștia nu vor primi nimic până la alegeri, spuneți? Probabil că vor primi, dar important e dacă, în afară de niște lei, care oricum nu o să ajungă, că nu ai atâția bani ca să zică oamenii, dom'le, gata, stăm liniștiți, nu mai avem probleme. Dar să le dai o perspectivă, să le spui, uite, acum s-a putut atât și să explici oamenilor. Dar peste 3 luni se poate și să te ții de cuvânt. Să nu uitați, totuși, doamna Crețulescu, că împreună am trăit momentele din 2020. 2020 era campanie electorală, nu spunea și Ludovic Orban că aplică legea pensiilor și toată lumea. N-a mai aplicat-o nimeni. Deci nimeni nu s-a mai ținut de cuvânt. E greu ca oamenii să mai creadă acum. Da, dar avem totuși încasări la buget mai mari decât cele estimate fix din inflație, din aceste costuri crescute la energie. După 10 secunde îmi spuneți, de fapt, ce fac guvernanții noștri cu 47 de miliarde în plus încasat? Euro. Da, sumă mari peste așteptări încasate. Dar știți de unde? Din prețuri. Adică absolut, principalul beneficiar, cel care câștigă din prețuri la energie, este statul prin două feluri. În primul rând pentru că încă mari producători, hidroelectrica, nuclear electrica, ce Oltenia, sunt producători de stat și fac profit și atunci statul le ia tot profitul. În loc să le dea bani de investiții să producă mai mult, le ia profitul la buget. Ceea ce cred că e o greșeală. Ori din toate celelalte prețuri, TVA-ul este procentual, taxele sunt benzina, accizele și așa mai departe, toate sunt raportate la prețuri mai mari. Sigur că guvernul, nu statul, guvernul în buget câștigă mai mulți bani din prețuri mai mari. Dar de fapt e ca și când îți iei din buzunarul din stânga și îți pui în buzunarul din dreapta, dar în stânga iei de la toată lumea și în dreapta dai doar la unii. Dacă tot dai doar la unii, alege-i mai bine. Dă-mi pe aia care chiar au cea mai mare nevoie. Aia mai bogat se descurcă singuri. Ba chiar trebuie să-i ajuți tu să producă mai mult, să facă mai mulți bani. Dar aia mai amărâți, de-aia ești tu stat ca să-i protejezi. Că asta mi se pare că nu explică nimeni și că de fapt nici nu gândește nimeni. Dom'le, dacă tot am luat de la oameni mai mulți bani, hai să vedem cum îi împărțim la cei care au nevoie. Da, și ar mai fi o chestiune, doamnelor și domnilor. L-ați auzit și pe președintele american, Joe Biden, ați auzit și OMS-ul. Pandemia s-a încheiat. E bine, fix la încheierea pandemiei, vedem cum mai mulți eurodeputați dau în judecată pe cine? Pe doamna von der Leyen și vorbim aici de ultimul proces intentat de un eurodeputat francez. Poate vedem și noi acel articol, dacă e posibil, dacă nu, o să vă dau ceea ce spune domnul Pipera apropo de această chestiune care se va răsfrânge și în România. Românie care trebuie să mai plătească câteva 10 de milioane de vaccinuri. Înțeleg că vreo 20 de milioane vin chiar acum în toamnă. Până în momentul de față, sper să participăm și noi. După ce săptămâna trecută Curtea Europeană de Conturi a atras atenția într-un raport foarte des care se întinde pe mai mult de 60 de pagini asupra ilegalităților săvârșite în procedura aceea de precumpărare și formă de negociere a contractelor pentru vaccinurile anti-COVID. Deci după ce a apărut acest raport, au fost o grămadă de personalități publice, dar în special de eurodeputați, care au ridicat problema responsabilității juridice a celor care au făcut acest gen de vânzare
Și mai mult decât atât au ridicat problema legitimității măsurilor care s-au luat în pandemie, legitimității acestui contract, acestor contracte de preachiziție a vaccinurilor. Și problema majoră care se pune în momentul de față este dacă există sau nu există o răspundere penală în cazul birocraților de rang foarte înalt, demnitarilor europeni, începând cu doamna von der Leyen, care e președinta Comisiei, și continuând cu toți cei din echipa sa, fie pe sănătate, fie pe achiziții, fie pe finanțe. Iar această doamnă eurodeputat, care e adevărat aparține de partidul doamnei Marine Le Pen, a formulat o astfel de acțiune penală, pe care, după părerea mea, ar trebui să o vedem cu foarte mare atenție și să o replicăm, să o clonăm de cât se poate de multe ori în România, pentru că, așa cum bine ați spus, noi în momentul de față suntem în postura absolut oribilă de a plăti câteva sute de milioane de euro pentru niște vaccinuri care nu numai că sunt updatate, outdated, cum zic britanicii, dar sunt și completamente inutile, întrucât între timp acea variantă de virus care se presupune că era tratată sau prevenită, scuzați-mă, cu vaccinurile acelea de anul trecut, a ajuns la a șasea, a șaptea variantă și, în consecință, eficiența acestor vaccinuri s-a redus sub 10%. Sunt cifre pe care nu le inventez eu, ci pe care le-au dat autoritățile de rang înalt din Europa și din lume. Așadar, e vorba de o responsabilitate penală potențială, e vorba despre un demnitar de rang foarte înalt al Uniunii Europene și, dincolo de toate imunitățile pe care le poate avea un astfel de demnitar, există totuși principiul că oricine greșește, și greșește mai ales penal, trebuie să răspundă. Și știți ce? Dacă românii sunt foarte atenți la această problemă, atunci ar trebui, printre altele, să apeleze la mecanismul parchetului general european, care este condus de o româncă, de doamna Chioveși, care româncă ar trebui să-și dea măsura renumelui, pe care eu personal îl consider cam fals, dar măcar acum să dea măsura acestui renume și să înceapă toate verificările necesare, pentru că nu este vorba doar de bani românești care se aruncă pe fereastră, este vorba și de bani europeni care au fost aruncați pe fereastră și nu vorbim de câteva zeci de milioane, vorbim de 80-90 de miliarde de euro la nivel de Uniune Europeană, iar în cazul nostru de 1,2 miliarde de euro. 1,2 miliarde de euro. Mi-a plăcut, adică... domnul Piper, a recunoscut, nu sunt totdeauna de acord cu domnia sa, dar am înțeles aluzia la doamna Chioveși. Deci dacă doamna Chioveși îi face dosar penal Ursulei von der Leyen, eu cu domnul Piper, acum zicea Mircea Badea, ne punem pene în piața. Doamna Chioveși ne face nouă dosare. Dacă îi face cineva plângere doamnei Ursula, îi face respectivului. Da, câte pensi ai mărit din cele 1,2 miliarde de euro? Ce mai contează? Evident că în criza asta, în pandemie, unii au făcut multe miliarde. Vorbesc de firme, de, nu știu, lobby și așa mai departe. Dar e nimica toată față de ce au distrus. Știți cum se spune la țară? Domne, fură mărul, dar nu tăia copacul. Ei au distrus o economie la nivel european, mondial, cu acele restricții aberante. Au distrus industria aviatică. După care, eu cred că și acum mai eram în pandemie, dacă nu începea războiul din Ucraina. Constatau că tot e pandemie. E varianta tulpina a șaptea. Și vaccinul al 16-lea și nu știu ce. Acum să nu mai au nevoie de pandemie. Ca au războiul. Când s-a terminat războiul, să vedem ce mai inventează, pentru că oamenii trebuie să o ducă prost, dar să accepte și să zică, dom'le, nu protestăm, vom că vedea. Uite, vezi ce uite, de asta e rău. Urmează vremuri grele, îi mulțumesc domnului Pontal, mai așteptăm aici la România TV și acum Victor Ciutacu. Bun găsit, Victor! Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă aștept în doar câteva momente să continuăm spectacolul dezvăluirilor la punctul culminant. Avem informații exclusive și înregistrări care zguduie România. Vorbim despre operațiunea confiscării proprietăților care deja a început, doamnelor și domnilor. Case luate prin programul Prima Casă, umflate și sechestrate de bănci. Asaltul ia amploare. Dublarea ratelor produce drame uriașe, domnilor și domnilor. Sunt proteste de amploare în marile capitale europene. Facturile au ajuns să fie arse în plină stradă.
Vă prezint lista actualizată a restricțiilor impuse de luna viitoare. Cum ne prostește din nou propaganda frigului și a beznei? În paralel, Putin înrolează într-o dușmânie bărbații, mame, soții și copii în lacrimi. Unde se îndreaptă trupele lui Vladimir Putin, războiul se complică. Bogdan Chiriac și generalul Barbu vin cu dezvăluiri spectaculoase. Și avem anunțul celui mai grav atac. Ungaria se opune Europei. Premierul maghiar șochează Occidentul pentru Putin. Îl veți cunoaște și pe dementul care l-a oprit pe Zelenski să facă pacea. Iar dolarul spulberă euro. Ce se întâmplă în România? Șoc în sistemul bancar. Totul despre depozite și dobânzi în această seară. Și bomba momentului, avem dezvăluiri uluitoare despre ispita părintelui Visarion. Cine este în spatele distrugerii îndrăgitului duhovnic? Ce descoperire a fost făcută în telefonul părintelui? Avocatul va fi în studio alături de noi. Care este miza lichidării părintelui Visarion Alexa și cine este ținta reală? Veți vedea în doar câteva momente. Rămâneți, merită!